Aici stă Dragoș, aoleu limba română, Bulibaș pe Moldova și actor pe Galaxii. Ceangă Uraganu și Florin Salam are miliarde de unități la ei. Na. Uite așa, aici este Dragoș Aoleu limba română, Bulibaș pe Moldova și, și actor pe Galaxii, toate Galaxii. La nepoată. În 2019. Doamna explică totul, doamna Tamara, că cu el a crescut. Doamna Tamara, spuneți-ne un pic cum a fost. Care? Da, vreau să spun că a fost din casa lor. Nu fost exact ca o soară, eu sunt româncă. Și asta e. Dar zi, Tamara, că ai fost de la jeră la mama. Da. Stat mama și tata pe casa, pe mâna ta. Și era stat și cu bani, stat și cu aur. Și am spuneai... Am cumpărat cu ei saci la 25 de lei. A dat și la jelul treptănuș, de la Bacău mi-a dat 160 de galbeni mari și nu mi-a dat nici până acum. Păi da, dar a făcut infarct 16 vile. La casele 8 vile, 16, 8, fac 16. Normal că erau mulți, am numărat cu grădina cât am numărat și eu cu sub cu acu, tac, tac, tac. Ai în capi, cum era pierna așa, e în capi drept. Da. Și doar romii căldărani. Noi suntem romii căldărani, noi facem cazare de țuică de pruni, care pun irațiul de pruni. Și am ușit din mic copil, din tata a făcut, în viața lui a făcut mii de cazare. El și cu fratele lui, nu și cu tata lui. Și a făcut bani, a făcut și aici a fost tot timpul în Ciurea? Sau s-au mai plimbat cum erau cu... Cu tot timpul, dar era cu cortul, că acum în 95, 92, 93. Care rugămintea noastră? Să facă legea dreptatei în România. Spuneți, cu face, da, cu galbeni de la jilul Cheptănuș. Se dă moștenitura lui înapoi 105 de galbeni. Uite și ala, a murit și mama și tata pentru galbenii ăia. Eu s-a supărat mult cu galbenii ăștia. Păi da, m-a murit și mama și tata pentru ei. 150 de monede. 150 de mii de euro. Sau 200 de mii de euro. Cam o zonă 200 de mii de euro. Tot Bucureștiul, știe toată România. Barcul, uite cine era. Uite cine era la primar la Vlădeni, uite. Dar spuneți-ne un pic, așa, cu pălării, cu geacă de piele, cum e tradiția? Cum e? Păi acum am cumpărat tot nou. Nu, de la Pala, de la Mol, de la... Cumpărat tot și era mai frumos și era mai scump, ne-am cumpărat. Nu, el cu idoma, adică vine Andrei de la București, la canal de cu ăsta. Și sicriu, văd că e de asta... Modelul, da. Ultimul model. Cu wow. 5.000 de euro. 5.000? 5.000 de euro, da. Și nu italian. Uite, vedeți aici, uite, mai am. Uite aici, suflat cu aur, uite aici. Un împărat. El era un împărat. Domnule, bogăția asta are și ea un rost. Deci... Am ușit de copii. Ce înseamnă bogăția? Trebuie să muncești de tânăr până la o vârstă, la 40-60 ani, să-ți faci o casă. Să-ți faci o casă care să fie cât mai mare, ca așa e la țigani. Și să ai un nume care să fii respectat, să fii respectat. Și să ai, bineînțeles, să ai din partea acolo valoarea, banii, aurul, cum e la țigani, tradiția. Aurul e baza, nu? Aurul e baza, dar l-a dat la jelul Cheptănuș, nu l-a luat și a vorbit mama cu el. Înainte să moară, a vorbit mama 3 ore la telefon cu jelul Cheptănuș de la Dârmănești. Și a spus domnul Gelu, chiar dacă moare Gelu și mama, tot rămâne nepoți, rămâne băieți și tot dai mamutelele alea 100 de bucăți care ți le-a dat Stănescu Dragoș de Paști când a lovit gelul Cheptănuș de la Dârmănești, când a făcut accident și a lovit 2 copii pe trecere și a fugit și a pus alt șofer. Dar cum a ajuns la dumneavoastră? De unde e legătura asta între Dârmănești și Ciurea? Păi cum, dar tatăl a lucrat cu gelul Cheptănuș de la Dârmănești, este filmare care a făcut... Cu fier, cu tablă, cu astea, nu? Când a făcut Andreea de la Canal D, cum i-a dus marfă și i-a dat 100 de monezi de aur, care nu le-a mai înapoi gelul Cheptănuș. Dar el cum era? Ținea cu țiganii de la Ciurea? Păi ținea că făcea legi și cu Iohannis
și cu Iliescu, și cu Băsescu, spunea să schimbă eu lei în euro, spunea să crească pensiile, el ținea cu România. Ținea cu lumea. Vorbeam despre mama că îi plășea melodia. Și de data a venit și-o putește. Tu ne lăsi cu foxitul. What?